Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Seniorii Petrolului Românesc, vă spune Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii. Stimați telespectatori, după cum v-am obișnuit, prefațăm emisiunile Seniorii Petrolului Românesc din acest an cu rostiri de suflet pe care le-am obținut de la colaboratorii mei, colaboratorii apropiați a emisiunii, cu ocazia unui eveniment de suflet, emisiunea Seniorii Petrolului Românesc, 5 ani de existență deocamdată. Vă rog să-i ascultăm. Argumentele intervenției mele sunt următoarele. Petrolul, alături de celelalte substanțe minerale utile, reprezintă bogăție națională. Și bogăția națională nu se vinde. Cred că uneori este necesar a fi amintit și reamintit acest lucru decidenților. Ce a însemnat petrolul pentru civilizația umană? Răspunsul la această întrebare l-a dat istoricul francez René Sédillot. Cităm. Într-adevăr, petrolul este un personaj cu două fețe, una prietenoasă și cealaltă amenințătoare. Petrolul este efectiv capabil și culpabil. Capabil să zămislească o lume minunată, culpabil pentru participarea la agresiunile și nedreptățile care aduc nenorociri oamenilor. Evoluția industriei de petrol din România ar putea fi sintetizată astfel. De la puturile de petrol săpate manual, la sondele de mare adâncime, onshore și offshore, sonde orizontale, etc. De la o producție de 275 de tone înregistrată oficial în anul 1857 la o producție de 15.100.000 de tone în anul 1976. Tot anul 1857 a fost anul de debut al activității de prelucrare a Titeiului, prima rafinărie, care a continuat la rafinăriile de mare performanță din ziua de astăzi. Toate aceste realizări se datorează petroliștilor. Numele de petrolist este generic pentru că include pe toți cei care au contribuit la dezvoltarea industriei de petrol din România. Geologi, geofizicieni, forajiști, extracționiști, utilajiști, tehnologi, etc. Am cunoscut lumea petroliștilor, o lume formată din oameni buni, care au muncit să facă o viață mai frumoasă, nu numai lor, și la toți oamenii. Peste toate aceste realizări, timpul, prin oameni, a așezat o negură a uitării. Această negură a uitării fiind mult mai densă după vânzarea petromului, când au fost evidențiate neajunsurile în defavoarea realizărilor. Și iată că un om care a cunoscut lumea petroliștilor mult mai târziu vine și dă deoparte negura uitării și aduce la lumină oameni și realizări din industria de petrol prin emisiunea Seniorii Petrolului Românesc. Realizatorul acestei emisiuni se numește profesor doctor inginer Liviu Dumitrașcu, căruia îi mulțumesc pentru efortul depus și îl felicit pentru succesul acestei emisiuni. Am urmărit cu atenție emisiunile realizate cu mai mulți seniori și consider că fiecare emisiune a avut mai multe componente. Componenta personală, componenta profesională, dar a avut și o componentă patriotică, fără a se face uz de cuvântul patriotism. Cei care au urmărit aceste emisiuni au fost încântați de aspectele relevate, afirmând. A fost deosebit de interesant. Vă mulțumim, domnule profesor. Vă doresc mulți ani pentru emisiunea dumneavoastră și aș vrea să fac o recomandare. Adică eu aș dori ca în emisiunea pe care le-ați făcut dumneavoastră și ce veți face de acum încolo, să faceți un rezumat care să reflecte ce a însemnat petrolul românesc și oamenii lui. Ce vreau să vă spun?
oameni de bună credință care au pus umărul pentru ca această, ca petrol românesc să fie, să facă parte din elita mondială pentru mulți ani, ar fi bine să depună mărturie ca să rămână ceva în istoria României despre ce au făcut petroliștii români într-o anumită epocă. Vă mulțumesc! Altceva? Mai aveți vreo sugestie sau vreun gând? Domnul Dumitrescu, eu sper să faceți dumneavoastră această frescă a industriei de petrol românești și a oamenilor ei și până, grăbiți-vă că nu mai sunt, deja mulți dintre ei sunt bătrâni, unii, eu știu, poate nu mai pot să mai vină la dumneavoastră și o să ajungem în curând în cartea de istorie. Totul rămâne istorie, ea de altfel se va scrie cam după 10 ani. Deocamdată noi avem 5 ani. Vă mulțumesc și vă aștept. Deci, domnul Dumitrașcu, înseamnă că mai puteți să mai faceți încă 5 ani de emisiune până când devenim istorie. Stimați telespectatori, invitatul meu din această emisiune este mai veche cunoștința dumneavoastră, domnul inginer petrolist Gheorghe Ștefan, consilier al directorului general SNTGN Transgaz din 2013 și în prezent. În prima emisiune pe care i-am dedicat-o domniei sale, am menționat următoarele și am să spun în esență, este absolvent al Institutului Petrol Gaze din Ploiești, Facultatea de Forajul Sondelor și Exploatarea Zăcămintelor de Țiței și Gaze, promoția 1983, șef de promoție. 35 de ani dedicați petrolului deocamdată. A avut foarte multe funcții de conducere, inginer șef, director adjunct, director al Dispecerului Național de Gaze Naturale România, inginer șef și multe și multe alte caschete pe care le-am identificat în prima noastră emisiune. Este căsătorit cu doamna Oana, pe care o salutăm de aici, și este un interlocutor admirabil care a reușit în prima emisiune să lase deoparte emoțiile. Domnule director, iată, vă văd și eu zâmbind, suntem la a doua emisiune pe care am intitulat-o De comun acord și ideea v-a aparținut și vă mulțumesc, Piața gazelor naturale. Lăsăm deoparte cultura, dar numai pentru puțin timp, și aici intrăm chiar pe terenul dumneavoastră, intrăm chiar în specialitatea dumneavoastră. O întrebare. Vreau să vă considerați, am zis, inginer petrolist. Greșesc? Asta e pregătirea. Bun. Pot să vă spun că acum sunteți și gazist? Cu siguranță. Cu siguranță. Este perfect. Atunci, am să vă rog, pentru început, să vedem un material. Am zis eu, prietenului meu, colaboratorului meu, Andrei Florescu, materialul C1, să vorbim despre contextul global, european, da? Privind piața gazelor naturale. Da? Sunt câteva imagini, să le comentăm, începem altfel emisiunea. Deci, materialul G1. Este comentați pe scurt. Un raport publicat de British Petroleum, chiar anul acesta, da, privind o evaluare și ei sunt printre marile companii din domeniu care dau întotdeauna ora exactă. Și tonul care face muzica, exact, da? Sunt foarte, foarte, foarte studioși în ceea ce privește anvergura resurselor de gaze. E normal, este normal. Anvergura cererii la nivel global, la nivel regional. Iar anul acesta, în această distribuție a rezervelor dovedite de gaze, uitați cam cum apar în 47-48% aproape din rezerve sunt cantonate în Orientul Mijlociu. Aici, dacă vreți foarte pe scurt să comentați. Aici sunt reprezentate fluxurile comerciale. De actualitate, 2017, da? Vă rog, da? Da, da. Aici e o distribuție a producției pe regiuni în lume. La fel, în partea dreaptă, e o distribuție a consumurilor de gaze naturale, da, pe regiuni.
La fel, în graficul de jos, e o ilustrare foarte... Sugestivă, nu? Sugestivă, da, privind consumul de gaze naturale per capita în 2017. Înțeles. 2016, vă, da? Văd aici o ierarhie, o ierarhizare, vă rog. Aici, începând din 2015, integral, la fel, anul 2016 și 2017, plus datele înregistrate în trimestrul 1, da, al anului 2018 în care ne aflăm, sunt principalele surse de gaze naturale ale Uniunii Europene. Da, am văzut. Se văd țările identificate. Aici, sugestiv, la aici fel. Aici este, da, culori, da, o ilustrare publicată de ENTSOG, în care e o prognoză a producției de gaze a statelor membre ale Uniunii Europene aliniate în zona coridorului sud. Vă rog, cu verde văd România, da? Cum comentați? România figurează ca, începând cu 2020-2021, să înregistreze un salt de producție. Sigur, este o prognoză. Da, așa cum spunea și ministrul Anton Anton. Da? Să mai vedem câteva imagini pe acest care le-ați lucru, adus. Sigur, este posibil pe seama unor noi zăcăminte onshore, cât și pe seama noilor rezerve de gaze naturale din Marea Neagră. Da. Acest grafic și această grilă publicată tot de către ENTSOG, România apare acolo cu o steluță în care sunt trecute niște estimări între 2020 și 2040. Optimiste. Optimiste, sigur, da, că da. Le văd. Privind noile resurse ce pot fi exploatate pe teritoriul României, asta înțelegând și în perimetrele. Foarte interesante marine, slide-urile, da, dumneavoastră. Vă mulțumesc. Să mai vedem o imagine. Iată, pondere resurse energetice primare, producția de energie, 2017. Vă rog să comentăm puțin acest tort. Sau tortuleț. Mai este numit și mix energetic. Exact. Relevă faptul că România are totuși, în comparație cu multe din statele membre ale Uniunii Europene, are un mix foarte, foarte echilibrat. Deci, viitor de aur, țara noastră, da, are, da? Glumind puțin, da? Iar gazele, după cum vedeți, au o pondere de 16,3% la nivelul anului trecut. Ceea ce nu e mult, e puțin? El, în mod normal, are un trend crescător la nivelul Uniunii Europene și va avea și la noi. Și este bine să aibă. Perfect. O, 2000. Ați văzut de la 16,3, da, ponderea gazelor. Da. E o estimare că s-ar ajunge undeva la orizontul anilor 2030-2040 la un 18,3%. Am văzut acolo, ia? Piața angro de gaze naturale. Aici aș vrea să comentați puțin cu multă atenție, vă rog. Dumneavoastră spuneți că producția internă de gaze naturale în anul 2016, producția curentă și extrasă din magazinare, centrată în consum, a reprezentat aproximativ 87,5% din totalul surselor. Primii din producători, Romgaz și OMV Petrom, au acoperit împreună aproximativ 93,5% din această sursă. Haideți să comentăm pe cifre puțin, dacă vreți. În primul rând că datele sunt publice, ele sunt extrase, da, dintr-un raport bănuiesc al Autorității, da, Naționale de Reglementare, da, în domeniul energiei, ANRE. Vă mulțumesc că ați venit cu astfel de informații. Pe fondul unui consum scăzut pe piața din România. Piața din România a înregistrat în perioada de după 89 un regres continuu.
consumul a fost diminuat pe seama închiderii marilor consumatori din siderurgie, chimie, astfel încât punerea importului este foarte scăzută, practic raportând aportul producției interne la total consum, rezultă într-adevăr că noi avem un grad redus de dependență față de import, întrucât la consumul actual producția internă acoperă 87,5%. Sunt state dezvoltate, cum ar fi Marea Britanie, Germania, Italia, care sunt într-o proporție mergând la procente care trec de 50%. Bun, dar e faptul că existăm, asta e bine. Un exemplu este Germania, care are un consum anual de 80 de miliarde de metri cubi, iar producția Germaniei este pe același nivel cu producția României de gaze naturale. Undeva la 10,5 miliarde de metri cubi. Foarte interesante aceste imagini, aceste slide-uri. Se pare că v-a luat puțin timp pentru sinteza lor. Vă mulțumesc. Și acum schimbăm registru și am să-l rog pe Andrei să luăm la telefon o cunoștință apropiată nouă, pot spune pentru mine cel puțin un prieten, poate pentru dumneavoastră mai mult decât un prieten, să luăm la telefon pe domnul doctor inginer, rog, Andrei Irinel Altiocaian. Bună ziua, domnul doctor inginer Irinel Altiocaian! Bună ziua, domnule profesor, dumneavoastră, invitatului dumneavoastră, cât și telespectatorilor care ne urmăresc. Invitatul meu nu trebuie să ascunde. Bună ziua, Irinel! Iată, bună ziua, Irinel! Da, ce surpriză, da! Da, plăcută și eu am să spun, Irinel, lăsând tonul oficial, pentru că ne cunoaștem. Sigur, când ne vom cunoaște bine, vom fi bătrâni, vom fi moșnești, dar romanțele pentru mai târziu. Irinel, domnul inginer Gheorghe Ștefan, consilierul directorului general Transgaz din 2013 până în prezent și câți ani o vrea Sfântul, este invitatul meu. Sunt la a doua emisiune, nu-ți ascund, care câteva emoții, dar a venit cu câteva materiale impecabile și aș vrea să ne ajuți puțin, rugându-te să îl prezint, să realizez un nanoportret. În primul rând, mă bucur să vă regăsesc într-o nouă emisiune, domnule profesor. Și mai eu ales că invitatul dumneavoastră este o persoană deosebită, care, așa cum ați spus și dumneavoastră, are o mulțime de lucruri interesante de povestit. O să încep cu un citat de-a lui Gogol, care spunea, nu aduna bani, adună-te cu oameni buni. Chiar acest lucru mi s-a întâmplat întâlnindu-l pe domnul Gheorghe Ștefan. L-am cunoscut prin anul 1999, când, printr-un concurs de împrejurări, am început să lucrez la Dispeceratul Național de Gaze Naturale. Domnul Gheorghe Ștefan, pe atunci în calitate de director adjunct, apoi director la această instituție, m-a impresionat chiar din primul moment în care l-am văzut. O fire optimistă, de o seriozitate și un calm inegalabile, a demonstrat în permanență calitățile unui om care știe să conducă, atât prin profesionalism, dar mai ales prin știința lucrului cu oamenii. Perfecționist în esență, cu o coloană vertebrală de invidiat, domnul Gheorghe Ștefan face parte din acea categorie de oameni care împing lucrurile înainte, de fapt să meargă spre binele tuturor. Un om de o probitate profesională excepțională, domnul Gheorghe Ștefan, cel puțin pe parcursul celor 10 ani cât am avut plăcerea să lucrez împreună cu domnia sa, a avut realizări incontestabile, din care ce-mi vine minte acum pot enumera introducerea unui regim nediscriminatoriu privind alocarea importului prin dozaj unic, asta în perioada de la dispecerat, respectiv realizarea proiectului prin care a rezultat necesitatea creării unui nou SRM la Hurezdan pentru preluarea integrală a gazelor în Sistemul Național de Transport, aceasta fiind în perioada de la OMV Petrom. Dar despre realizările domnului Ștefan, vă las pe dumneavoastră, domnule profesor, să le descoperiți în această emisiune. Foarte greu le descoper, te rog să mă crezi, Irinel, foarte greu le descoper, dar încerc. Personal, am apreciat în mod special la domnul Ștefan puterea de muncă, modestia, dăruirea și corectitudinea în tot ceea ce întreprinde. Și pot spune cu recunoștință că am avut multe lucruri de învățat de la domnia sa
atât în activitatea profesională cât și în cea personală. Un om cu litere majuscule, spiritual de o eleganță specifică, cu un umor fin, având o cultură vastă, domnul Gheorghe Ștefan este un intelectual pur sânge, care te cucerește instantaneu și irreversibil. Dar ca să nu mai consum din minutele prețioase ale emisiunii, vă provoc din nou, domnule profesor, să aleg o literă la întâmplare din numele invitatului dumneavoastră, prin care să descriu câteva calități, urmând ca domnia voastră să continuați acest joc. Dacă îmi permiteți, vă rog, dar, da? Aleg litera E. E. Domnul Ștefan este un om elegant, este o persoană erudită, educată, este un om elevat, echilibrat și exemplar în ceea ce face. Și ca un corolar, este un om excepțional. În final, vă doresc, domnule Gheorghe Ștefan, multă sănătate și noroc, pentru că așa cum chiar dumneavoastră spuneți cu umor, și cei de pe Titanic au fost sănătoși, dar nu au avut noroc. Iar dumneavoastră, domnule profesor, vă urez din inimă multă sănătate și la cât mai multe emisiuni interesante. Vă mulțumesc frumos! Irinel, numai puțin, ultima verbă o are invitatul nostru care este emoționat, să știi. Sufletul, vă rog, domnule consilier. Chiar profund emoționat, la fel îi doresc eu din tot sufletul noroc și sănătate. Exact. Vă mulțumesc. Irinel, noroc, noroc, noroc și noi îți dăruim noroc din norocul nostru. Vă mulțumim frumos. La revedere, mulțumesc și te aștept într-o nouă emisiune foarte curând. Sigur, cu drag. Vă mulțumesc, numai bine. Unul din domnul Altiocaian a fost un colaborator de marcă și foarte apropiat sufletului meu în toți anii în care am lucrat împreună, un om care a dat dovadă nu numai de că este un profesionist de marcă, dar este implică și latura etică în exercitarea profesiei, adică dă dovadă de profesionalism. Aș vrea să completez eu și să intru într-un joc al meu, pe care vă rog să-l acceptați, la litera E. Deci, Irinel a venit cu o literă, eu vreau să o completez și apoi eu am analizat și eu numele de familie, numele de botez care se pare că sunt predestinate, atribuindu-le caracterilor sau grupurilor de caractere câte o calitate, un atribut. Foarte multe dintre ele devenind constante, Gheorghe Ștefan. La E, aș vrea să mai adaug, a clădit etaje ale edificiului închinat industriei de petrol și gaz. Este un exemplu profesional demn de urmat, emotiv. Trebuie să vă învingeți emotivitatea, dar să este o trăsătură de caracter foarte bună. E bine să ai emoții. Se enervează ușor sau greu? Greu. Greu. Dar și greu, când vă enervați? Greu. Sunt iute la mânie, dar... Ca să se știe. Pe cauze care contează puțin. Pe chestiuni minore, nu... Deci pe nimicuri? Pe nimicuri? Poate pe nimicuri, nu pe cauze grele. Adică pe lucruri care... Am înțeles. Eruptiv, am zis eu. Eruptiv. Erupeți. Greșesc? Uneori ca un vulcan. Am constatat, pregătind emisiunea și lucrând aici în studio, exigent cu sine și cu colaboratorii. Deci, profund exeget al trecutului românesc. Am văzut petrol, gaz. Am văzut că știți să faceți lucrurile, se întâmplă. Și aș termina eu că așa cred că sunteți adeptul principiului dacă este, este. Dacă nu este, nu este. Asta este. În sfârșit zâmbiți. Domnul consilier, am luat numele de botez. Gheorghe. Geo, cum vă strică prietenii, da? Și am zis așa. Nu vă distrag ghidușiile. Greșesc? Nu. Perfect. La He, Gheorghe,
nu-i plac heirupurile. Așa este. Sunt convins, da? La O, un om onest, îi place să ofere, dar dorește să rămână anonim, mă refer la ajutor, greșesc? Eu am constatat acest lucru. Este un om cu adevărat, parolist, sufletist, tipicar uneori, am constatat din emisiune. Prea tipicar, da. Suspect de tipicar, da. Dar totuși tolerant. Or original, ordonat, bun organizator, orășan, da? Da, orășan am devenit mai târziu. Deci orășan... Am avut în foaia de parcurs trecutul meu copil crescut, școlit... Într-o comună urbană. La țară, într-un sat, într-o fostă comună urbană. Am înțeles. Dar acum care era reședința Plasei Filipești. Dar acum sunteți orășan. Acum sunt orășan, da. Un om, un bun orator, dar timid totuși, orientat obiect, cu orizont, ortodox, și am zis eu, nu strică orzul pe gâște. Frumos, da. Litera G mare, lucrez și eu la un caracter, da? Generos, grijuliu, gospodar, gurmand? Nu sunt un gurmand, nu. Da? Gândește și apoi taie, nu invers? Da? Se grăbește încet. Festina lent. La E am spus, la ORG organizat, orgolios. Aveți orgoliile dumneavoastră. Toți le avem. Nu, aveți mai sau mici, nu? Orgolios sigur sau nu? Că da. Sigur da, că da. Da? Și am constatat eu, din discuțiile pe care le-am avut pregătind emisiunea, că de multe ori când intrați într-o biserică, într-o catedrală, rămâneți să ascultați în liniște orga. E adevărat? Da, da. E adevărat. Îmi place foarte mult. Vă mulțumesc. Am zis că știe să tacă. Da. Știe să asculte. Da. Deci știe multe. Ce frumos. Este aplicat spre știință. Analitic? Da? Analizează și decide. Angajant, antrenant, are un anturaj select. Îi plac antichitățile? Oh, da. Anticariatele? Sigur. Animalele, da, nu știu dacă vă plac. Îmi plac. Vă plac animalele, da? Animale, da? Domnul consilier, eu am încercat aici să structurez, cum m-a priceput eu, din documentarea pe care am făcut-o, discutând, dezbătând, lucrând mult pe mail, pregătind emisiunea, să identific câteva constante Gheorghe Ștefan. Poate n-am reușit, dar poate multe se vor confirma în timp. Sunteți încă tânăr și mai aveți timp să așteptați și vor veni și altele într-o nouă emisiune. Vă rog, facem o pauză, publicitate. Este în partea a doua a emisiunii Seniorii Petrolului Românesc. Invitatul meu este domnul inginer Gheorghe Ștefan, șeful promoției Facultății de Forajul Sondelor și Exploatarea Zăcământului Oței și Gaze 1983, generația 1958, consilier în prezent al directorului general Transgaz din 2013 și în prezent. Pe burtieră se vede titlul emisiunii, la sugestia invitatului meu, inginer Gheorghe Ștefan, Piața Gazelor Naturale. Domnule consilier, aș vrea să mai facem un pas pe subiectul Piața Gazelor Naturale, da? Și anume invitându-vă să dezbatem un subiect de interes, și anume piața internă de gaze naturale. Să lăsăm imaginile să vorbească și foarte succint. Văd acolo în centru PVT. Ce înseamnă PVT?
Punct virtual de tranzacționare. Deci virtual. Vă ascult, da? Începând cu 2009, cu anul 2009, în Uniunea Europeană, pe piețele gaziere din statele membre, a fost introdus un model țintă, abreviat GTM, Gas Target Model. Sigur că într-o serie de state din vestul Europei acest model s-a dovedit a fi fezabil, funcțional și eficient și atunci sigur că la nivelul Uniunii Europene s-a decis trecerea acestui model sau implementarea unui astfel de model și în restul statelor membre. Mai ales noi cei de aici din Estul Europei, vorbim de România, Bulgaria, Grecia, chiar și Ungaria, chiar și Austria, pentru că acest model el se numește Entry-Exit cu punct virtual de tranzacționare. Exact cum a fost introdus, header, de exemplu, da? În Austria, începând de la 1 ianuarie 2013. Da. Dar ei și-au pregătit configurarea acestui model în baza legislației primare, în baza legii gazelor naturale din Austria, care a fost promulgată în noiembrie 2011. Deci au luat din noiembrie 2011 o perioadă de timp necesară tranziției spre acest model. Modelul, în schimb, pionieratul a făcut Marea Britanie în 1996. Și acest punct virtual de tranzacționare poartă diferite denumiri. Acum el este, sigur, mai în toate lucrările de specialitate, găsim această referire, spunem și în documentele Comisiei de la Bruxelles, Virtual Trading Point, punct virtual de tranzacționare. Dar britanicii îi spun NBP, National Balancing Point, olandezii spun TTF, Title Transfer Facility, dar în fond e vorba despre același lucru. Adică în 2009 s-a hotărât la nivelul Uniunii Europene să treacă la un nou model, un model ce presupune ca toți participanții de pe piețele de gaze să aibă posibilitatea de a comercializa gazele naturale, indiferent de localizarea acestora în sistem. Corect și frumos, da. Și spune legiuitorul european că unica modalitate de a realiza acest lucru este ca transportatorii de gaze naturale să dea posibilitatea, libertatea clienților lor, care se numesc utilizatorii ai rețelei, să poată rezerva capacități de intrare în respectivele sisteme de transport, capacități de intrare în mod independent, în mod decuplat față de capacitățile de ieșire din sistem. Pentru că, uitați, chiar vedeți țări ca Austria, totuși aveau un sistem destul de anevoios la vremea respectivă, deci până în 2013, prin care transportul se făcea de la un punct fizic la alt punct fizic. Noi aflându-ne și în prezent în această situație,
Adică noi oferim clienților de pe piață contracte în care le solicităm să ne indice la ce punct fizic vor să introducă aceste cantități de gaze naturale pe care îi doresc să le transporte în funcție de destinațiile alese, de consumatorii pe care i-au sau clienții din portofoliu, și noi întrebăm, bun, care este punctul terminus, care este punctul de ieșire din Sistemul Național de Transport. Un astfel de model care se numește point-to-point este un model primitiv și un model care nu mai este de actualitate în Uniunea Europeană. Un semnal bun este că au apărut primele modificări la legea 123, legea energiei electrice și gazelor naturale, prin care este definit acest punct virtual de tranzacționare și este totodată abilitat operatorul Sistemului Național de Transport să preia și rolul de, să joace și rolul de operator al acestui punct virtual de tranzacționare. Un slide care ilustrează modelul curent, care este point-to-point și modelul viitor. O schemă ilustrativă, un desen entry grăitor în legătură cu viitorul model, în care se utilizează acest punct virtual de tranzacționare. Practic, el a fost botezat mai plastic de către o serie de analiști de peste ocean. Chiar am găsit un termen simpatic. Vă rog, care spun in pipe trading, adică un comerț cu gazul din țeavă. De fapt, la asta se rezumă toată filozofia acestui punct virtual de tranzacționare. Pantarei. Da, da. Totul curge, da? Să mai vedem un slide, dacă mai avem, nu mai știu nici eu. Iată că de mai ce avem este necesară implementarea acestui nou sistem? Pentru că conferă foarte multă flexibilitate vânzătorilor și cumpărătorilor de gaze, consumatorilor de gaze, în a-și echilibra la nivelul fiecărei zi gaziere, de a-și echilibra portofoliu, respectiv între cantitățile cumpărate sau introduse în sistem și cantitățile pe care aceștia le comercializează sau le consumă, și obligându-i pe acești participanți să-și echilibreze nu numai la nivelul unei, la sfârșitul fiecarei zile gaziere, ci și în timpul zilei gaziere, atunci automat ei se vor îndrepta spre produse tranzacționabile pe termen scurt, ceea ce înseamnă că operatorii platformelor de tranzacționare, respectiv, cum spunem noi, ca telespectatorii noștri să înțeleagă mai bine, bursele sau piețele centralizate, corect, se poată oferi atunci când mergem la piața de gaze, se poată oferi produse standard pe termen scurt. Ce ne puteți spune despre prospecțiunile seismice pentru hidrocarburi? Avem un material totuși pregătit, prospecțiuni seismice pentru hidrocarburi. Pentru a descoperi sau a pune în evidență noi rezerve de țiței și gaze sau a detalia aceste perimetre și a putea ști la ce adâncime se află, ce suprafață, ce volum, pentru a putea
estima niște rezerve. Că ați văzut, estimări de rezerve. Aceste estimări preliminare se fac în baza acestor prospecțiuni seismice pentru hidrocarburi. Și ele presupun generarea unei unde seismice, acest lucru făcându-se prin forarea unor sonde de mică adâncime, în care se introduc încărcături explozive, de regulă dinamită. În urma exploziei generată unda seismică, undele seismice pleacă spre interiorul scoarței terestre, ele sunt refractate sau, mai simplu spus, reflectate ca raza de lumină. Orice undă se reflectă, se refractă, interferă. Semnalul de întoarcere, am înțeles. Semnalul de întoarcere este preluat de niște geofoni și după aceea el se îndreaptă către o stație de înregistrare seismică. În timpul prezentării dumneavoastră, imaginile sunt grăitoare și cred că am înțeles cu toții. Este o activitate spectaculoasă, într-adevăr, pentru că nu se desfășoară pe drumuri amenajate, se desfășoară în zone care nu au mai fost atacate, să spunem, adică zone accidentate, deal, munte, mlaștini, zone împădurite. Aș vrea să spuneți telespectatorilor, vă rog, care sunt factorii de influență privind prețul țițeiului și gazelor naturale? Dacă vi se pare decentă această întrebare, am văzut că Andrei ne-a și-a afișat câteva imagini. Vă rog, foarte pe scurt, în sinteză. De ce este important ca acești factori să fie cunoscuți, să fie identificați? Uitați, de exemplu, la nivelul Uniunii Europene, poate puțină lume își pune sau are ca ordin de mărime factura pe energie dintr-un an. La nivelul Uniunii Europene înseamnă 300 de miliarde de euro. Factura pe gaze, factura de import gaze, ajunge la 75 de miliarde de euro pe an. Numai în trimestrul întâi al acestui an, factura gazelor importate în Uniunea Europeană a însemnat 22 de miliarde de euro. Și atunci, sigur că toată lumea este foarte, foarte atentă, foarte interesată la evoluțiile și fluctuațiile prețului. De influență este, sunt nivelurile de producție ale țărilor OPEC, comportamentul și la fel evoluțiile nivelurilor de producție ale statelor producătoare care sunt în afara OPEC. E cererea în țările membre OECD, cererea în China, mare consumator de energie, cererea în Japonia, în Coreea de Sud, în Statele Unite. Factori de influență sunt stocurile existente la un moment dat, atât stocurile de țiței, cât și stocurile de gaze. Perfect. Avem aici o imagine. Dacă foarte pe scurt, ce reprezintă ea? Să nu o lăsăm așa suspendată. Reprezintă foarte sugestiv, o corelare directă între anumite evenimente la nivel global și care au influențat în mod direct creșterea, înregistrarea acelor vârfuri privind care sunt evidențiate. Prețurile pe banii. Avem o imagine, tot adusă de dumneavoastră, sugestivă și ea. Războaiele sunt, conflictele Iată această imagine. Militare și politice. Ascult, acest tortuleț, bine, bine tăiat. Vă rog. S-a observat în ultimii ani o corelare, deci o interdependență reciprocă
evoluției prețurilor la țiței gaze cu prețurile metalelor, prețul aurului. Da, pe care le vedem în legendă, cu culorile respective. Prețul cerealelor. Lucruri care înainte fie nu erau observate, fie se considera că nu ar exista o influență directă. Dar în ultima vreme, analizele au început să releve acest fapt. O evoluție a prețului aurului sau a prețului aluminiului sau cuprului automat are implicații asupra prețului țițeiului și viceversa. Bun. Sigur, ar mai fi multe de spus. Mai avem două materiale. Aș vrea să nu uităm familia. Te rog, Andrei, familia dumneavoastră. Foarte pe scurt, lăsăm imaginele. Oh, ce amintire frumoasă. Vă rog. Aici eram la botezul fetiței lui Irinel Altiocaian. Frumos, deci este un cunoscut al dumneavoastră, da? Da? Sigur că da, iar botezul a avut loc, unde credeți, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, unde se află și racla domnitorului Constantin Brâncoveanu. Nu vă ascund, într-o viitoare emisiune Oameni cu Poveste, preotul de acolo, care ieri a împlinit 75 de ani, va veni în emisiune. Bun, să mai vedem, iată, aici sunteți dumneavoastră cu... Soția mea, Oana. Cu doamna Oana. Nemțaica, așa cum am zis eu, da? Da, Nemțaica, pe pentru că am înțeles și de ce. Tatăl armean, mama Nemțaica. A fost la școala germană din clasa 1 până în... Foarte frumos. La 12-a și după aceea a terminat, a absolvit facultatea de engleză germană. Aici unde sunteți? Aici suntem în Porto, în Portugalia. O, la frumos, da? Și eu am fost la Porto. Și nu ați fost într-o cramă sau le-ați făcut pe l-ați parcurs pe toate, aici, da? Eram chiar foarte aproape de intrarea pe Rua Catarina, este un fel de corso. Cunosc, mă surprinde că nu aveți un vin de Porto, ci aveți o cafeluță. Asta mă surprinde. Este o cofetărie unde proprietarii țin la tradiție și păstrează mobilierul foarte frumos, de acum un secol. Iată o altă poză, aici sunteți acasă, da? Nu, suntem în aceeași... Tot la Porto, da? Ne-a fost foarte dragi. De câte ori ați fost la Porto până acum? Acele locuri. O singură dată și vrem să mai mergem neapărat. Vă recomand o locație deosebită, Le Lapin, unde la etaj există o cameră și fiecare participant își lasă cartea de vizită. Vedeți? Mii de cărți de vizită. Fantastic, da. Da. Bun. Domnule consilier, vreau să vă spun că am ajuns la ultimul material, speranța noastră, nu numai a noastră, rezervele de gaze din Marea Neagră. Descoperirea de în sinteză, noi, vorbim, noi rezerve, da? Ați văzut, am trecut așa cât de repede s-a putut, exact, privind, da? Întâi a avut loc o prospecțiune seismică de anvergură și costisitoare pentru titularii de acorduri petroliere care au concesionate aceste perimetre. Și odată puse în evidență aceste rezerve, sigur că trebuie executate niște foraje de cercetare. Lucru care se întâmplă și pentru și în cazul zăcămintelor și descoperirilor de rezerve în perimetre onshore. Numai că aici, sigur, forajul marin este o operațiune costisitoare și au trebuit să fie Cine sunt aduse. Actorii, vă rog frumos? Care sunt actorii? Sunt mulți. Sunt pe site-ul... Agenției Naționale de Resurse Minerale, ANRM. Am înțeles. Bine. Sunt titulari, sunt perfect. Titulari de acorduri petroliere. Deci cei interesați, îi găsesc foarte acolo. Mare, de acord, sigur, da? Că da. Iată platformele. Spectaculos a fost că
în urma prospecțiunii seismice, pentru executarea acestor foraje de cercetare în zone de ape adânci, a trebuit să fie angajate serviciile unor operatori de astfel de platforme marine. Platforma se găsea la vremea respectivă o platformă gigant. O platformă gigant se găsea în Egipt, a fost adusă din Egipt la Palermo, a fost... Deci în Italia, da? Pentru a-i se aduce niște îmbunătățiri, dat fiind faptul că platforma lucra în Egipt și nu aveau așa probleme mari cu sistemele de... Nu aveau nevoie de sisteme de încălzire. Era echipată pentru condiții tropicale. Da. În mări tropicale. Ori, venind în Marea Neagră, iernile la noi sunt aspre și atunci a trebuit să fie reparată și reechipată la Palermo, după care a fost adusă în Marea Neagră, o mare problemă constituind trecerea pe sub podurile de la Istanbul. Care și atunci a fost cele două descompusă, da, în module, da, și așa au trecut, nu? S-a apelat la serviciile unui transportator specializat. Practic, platforma nu a fost remorcată, ci pur și simplu, deci vă închipuiți cât efort, câtă ingeniozitate, câtă cheltuială să angajezi unul din cele mai mari vase de transport ale lumii, să poți să încarci pe el o platformă de foraj marin. Perfect. Spuneți-mi, ca să închidem emisiunea, vă rog, ce speranță avem noi românii privind rezervele de gaze din Marea Neagră? Speranțele sunt mari, sunt justificate. Aportul acestor extra surse vor genera pentru noi odată venituri mai mari la stat, la buget, prin plata redevențelor și taxelor, dar poate revigora, poate renaște industria chimică din România. Domnule consilier, industria chimică, industria siderurgică, producerea de energie electrică. Deci România are toate șansele de a deveni un hub de echilibrare și poate mai târziu de tranzacționare, adică o piață regională unde prețurile să fie formate credibil. Bun. Eu vreau să vă mulțumesc pentru participare. A fost, sincer, o reală plăcere. Am fost și curios să văd cum dezvoltați acest subiect de actualitate, piața gazelor naturale. Vă mulțumesc. Liviu Dumitrașcu. Și eu vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii Seniorii Petrolului Românesc, mulțumește invitatului, domnul inginer George Ștefan. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, lăsând după la urmă ca fiind cei mai importanți pentru fidelitate și vă promit că vă dau întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!